Persoanele cu handicap grav sau accentuat și pensionare cu venituri lunare nete de sub 1000 de lei beneficiază și în acest an de etichetul social de la primărie. Luni, 18 septembrie, s-a dat startul campaniei de distribuire și primire cereri pentru cei care vor să solicite ajutorul financiar. Acesta se acordă sub formă de etichete, a căror valoare cumulată ajunge la 100 de lei. Se mențin și de această dată condițiile inițiale. Ajutorul se adresează exclusiv slătinenilor care se încadrează în normele de venit impuse de autorități. Și aceștia s-au înghesuit să depună cererea. Până la această dată, aproape 4.000 de slătineni au solicitat deja acordarea etichetelor sociale. Se prezintă foarte, foarte bine, pentru că cetățenii au, având nevoie de aceste etichete, ne-au căutat în toate zonele în care avem noi puncte de distribuție a cererilor și de primire, adică în cele 10 puncte de distribuire și primire a cererilor. Avem deja 3.900 de cereri, chiar 3.953, ca să fim mai exacți. Acestea sunt cele înregistrate joi, pentru că pe cele de vineri, de-abia astăzi, le colectăm din teritoriu. Sunt, deci, destul de multe. După ce se va încheia perioada destinată depunerii cererilor, urmează analiza. Cererile trec prin filtrul autorităților ca mai apoi să primească, după caz, acceptul sau respingerea. Urmează să primim în continuare până pe data de 31 octombrie, după care se analizează, vor fi acordări, vor fi respingeri ca de fiecare dată, vor fi dubluri, sigur, chiar azi a prezentat cineva care ne-a anunțat că dintr-o greșeală a depus în două locuri, dar va primi o singură dată, este evident. Doritorii pot depune cererile până în ultima zi a lunii octombrie. După prima jumătate a lunii noiembrie va începe repartizarea etichetelor către beneficiari. Acestea au o valoare cumulată de 100 de lei și pot fi utilizate în zeci de magazine de pe raza municipiului Slatina pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, dar și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Etichetele acordate de primăria Slatina pot fi solicitate de două ori pe an cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a Paștelui.